A fost anulat unul de dimineață care a plecat la 5, care trebuia să plece la 5 și un sfert. Nu a putut circula din cauza... Da. Mai este anulat cel care trebuie să sosească ora 11 aici, dar va veni un altul de pe la Pitești. Este iarnă, iar trenurile circulă în condițiile impuse de vremea de afară, se scuză reprezentanții CFR, în timp ce călătorii sunt obligați să îndure frigul și nervii pe peroanele înghețate. Garniturile au întârzieri de 10 de minute, iar multe dintre ele, dise dimineață, chiar nu mai pleacă din gări, oamenii fiind nevoiți să aștepte până ce vremea se mai încălzește și trenurile pot fi puse în mișcare. Și la Târgoviște două trenuri au fost anulate din cauza gerului năpraznic. Unul trebuia să plece din gara de sud la ora 5 și jumătate, iar al doilea la ora 11 trebuia să ajungă de la București în gara de sud din Târgoviște, însă acesta va fi înlocuit cu un tren care vine de la Pitești. De la București la Târgoviște au fost foarte mari întârzierile. Cât ați stat? S-a așteptat? Și 30 de minute, 40 de minute am stat. E frig? Frig, condiții nu e, rău de tot. Multe minute a fost, ne-am suit la maxi taxi. A băgat două mașini pe cazaci. Ați renunțat, adică... A renunțat la tren, da. Și ne-am suit la mașină. Trebuia să ne ducem la muncă, la servici. Da. E frig? Da. Și tremurați. Păi să vede. Unde? Până unde mergeți voi? Noi până la Încet. Da. Și vă naveta azi din zi? Da. Frig este. Da. Pe lângă întârzierile de acum cauzate de gerul năpraznic, oamenii se plâng în continuare de mizeria din vagoane și lipsa căldurii. Nu, nu, nu. Așa, ocazional, când avem treabă pe aici. Ca și prețul, mi se par comparativ cu condițiile pe care le oferă. Foarte mare, pe n-avem nici WC-urile, sunt vai de ele când te duci la toaletă. Căldură nu. Ei zice că bagă, dar nu se simte. În vagoane nu se simte căldură. Reprezentanții CFR îndeamnă călătorii la calm, amintind că astfel de situații vor continua și în perioada următoare, atâta timp cât afară vor fi temperaturi extrem de scăzute. Sunt necesare aceste anulări pentru că temperaturile foarte scăzute dau unele probleme, mai ales de funcționare în situația automotoarelor de zero, acele săgeți albastre, care circulă în zona Târgoviște, Titu, București. Pentru informații suplimentare despre situația trenurilor, puteți apela numărul de telefon 021 9521 sau accesând site-ul cfrcălători.ro la secțiunea Mersul trenurilor.